Enchanté. Salutare, dragii mei! M-am gândit ca pentru astăzi să mai testăm un produs ciudat. Și este un produs pe care îl văd de mai bine de un an de zile. Îl văd pe Instagram, pe Facebook, tot mă bombardează ad-uri cu el. Știu că s-au făcut review-uri la el și posibil o parte dintre voi să-l fi încercat, dar eu nu l-am testat, nici nu m-am uitat la review-uri pentru că eram curioasă, mă gândeam că aș vrea să-l încerc și de aia, când vreau să încerc ceva, mă țin la distanță de review-uri, decât dacă nu vreau să-l încerc pentru un clip. Atunci, da, mă uit la review-uri, dar când vreau să-l încerc pentru un clip, nu mă uit la review-uri și eram serile trecute pe un site din ăsta cu cosmetice coreene și cosmetice sketchy, așa, copii, niște, am dat de un site aiure, așa, și l-am văzut și zic, hai să vedem care-i treaba. Este vorba despre acest fond de ten, cred că îl știți deja cu duhatele, este un fond de ten care vine într-o singură nuanță albă și se presupune că ar fi, s-ar adapta nuanței și subtonului pielii tale și că indiferent de ce nuanță ai și indiferent de ce subton ai, o să se adapteze și o să-ți facă pielea să arate bine. Acum, v-am zis, n-am văzut foarte multe informații despre produsul ăsta pe magazinul, pe site-ul de pe care l-am cumpărat. Nu erau foarte multe informații. Brandul sau fondul de ten se numește TLM, nici nu dau seama, cred că brandul se numește TLM, și zice Foundation Color Changing, ar avea SPF 15. Mai zice aici pe el All Day Flawless și că ar lift from within, așa. Doamne ferește, cine știe ce are ăsta în el. Ingredientele, nu mă prea pricep eu la ingrediente de machiaj așa tare, oricât aș încerca să le studiez, vă dați seama, nu sunt ca un profesionist. Destul de sketchy, adică acum nu știu dacă mai vine să-l pun pe mine. Pe lângă asta, un alt motiv care mi ridică așa niște stegulețe cu atenție, 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 ar fi faptul că este scris mare aici pe el că este produs în China. Când vedeți pe produse cosmetice sau pe orice tip de produse made in PRC, p.r.k. înseamnă Popular Republic of China, deci Republica Populară Chineză. Prin urmare, da, dar de dragul acestui clip, de dragul amuzamentului, am zis să-l încercăm, să vedem cum funcționează, dacă se adaptează. Eu știu că mai sunt asemenea produse pe piață, chiar fondul de ten de la Gerovital, de care vă ziceam, are așa un pigment mai gri, este mai gri momentul în care îl aplici și se adaptează cumva nuanței tenului tău. E destul de dificil. Care e tehnologia la bază? Produsele astea conțin de regulă niște pigmenți minerali care, într-adevăr, prin oxidare, cumva pot să își schimbe nuanța. Dar mi-e foarte greu să cred că un singur produs se adaptează tuturor tipurilor de ten, adică tuturor nuanțelor de ten. Am să caut, după ce termin de filmat clipul ăsta, am să caut mai multe clipuri cu fete de diferite nuanțe ale tenului și am să vi le las în descriere să vedeți și părerile lor și cum a reacționat fondul ăsta de ten pe ele. Da, să sperăm că nu o să mă umplu de bube, fiindcă e destul de ciudățel. Ăsta are cică SPF 15. Hai să vedem cum arată. O să-l pun pe o paletă. Dacă ar vrea să și mergem. Hello! Come on, baby! Am dat pe el în jur de 40 de lei, dar am șad în search pe Google. Acum am văzut că este la mai multe prețuri. Îl găsiți în prețuri diferite. Ce Dumnezeu se... Wow! Ce mirosuri tare! Mamma mia! Sigur vreau să pun așa ceva pe tenul meu? Hai să vedem dacă se adaptează. Are un miros de aracet lăsat la aer. Nu știu dacă vreodată voi ați simțit mirosul de aracet, dar are... Hai să vedem dacă se adaptează. Deocamdată văd că e alb. Are așa un miros de lipici, de industrial, de... Da. aha. Ce ciudat. După ce l-am desfăcut, a început să pompeze.
înainte nu vrea să pompeze. Hai să-l punem aici. Consistența este de cremă. Cred că vedeți și voi că are așa o consistență de cremă și nu e prea lichid, ca să pun mai mult. Cum ar fi, cum ar fi să avem un fond de ten care se adaptează tuturor nuanțelor de ten? Îți dai seama că ăștia din industria cosmetică ar da faliment, în primul rând. Dar, sunt curioasă ce se întâmplă aici pe mâna mea. Eu văd că deocamdată nu se întâmplă nimic. Așa. Ah, ba da, parcă începe să se facă, dar se face portocaliu. Exact ce-mi place mie mai mult pe lumea asta, portocaliu. Da, e aici o dără pe care am întins-o. Posibil, da, cred că are pigmenți din aia care își schimbă culoare, pigmenți din aceea mineral care schimbă culoare. Da, hai să vedem, hai să punem pe față, nici nu știu, vreau să pun primer, hai să punem un primer, poate măcar nu mă... măcar nu se apropie atât de tare de piele, măcar în anumite zone. Da, dar mi s-a părut fan să încercăm produsul ăsta așa, să vedem cum arată și cum se distribuie pe față și cum se comportă. De dragul de a testa produse ciudate și de a nu încerca voi și de a nu vă pune voi pielea în pericol. Așa. O să vă las în descriere toate produsele pe care le folosesc astăzi, ca să nu ne mai lungim. Dar da. Așa, pe tăviță, că de-aia l-am pus pe tăvița asta de machiaj, pe paleta asta de machiaj, văd că nu s-a întâmplat nimic. Eram curioasă să văd dacă se oxidează în contact cu aerul, că mai sunt asemenea pigmenți care în contact cu aerul se oxidează. Și o să iau tot cu burețelul pe care l-am descoperit într-un clip, așa l-am testat. Care, by the way, îmi place foarte tare. Vai, dar ce consistență are! Efectiv, ai senzația că îți dai cu aracet pe față. Uitați-vă și voi cutie de... Deci, efectiv, am senzația că îmi dau cu aracet pe față. Asta este senzația. Este foarte gros, foarte uscos. Și mirosul este absolut insuportabil. Da. Mare minune dacă după ce filmez clipul ăsta nu mă duc să mă spăl pe față. Mare minune. Până acum văd că nu s-a schimbat nimic. Pare ușor mai rozaliu așa. Da, arată ca și cum îți pui cremă cu SPF. Efectiv așa arată. 15 minutes later. Ok, au trecut aproape 10 minute de când am pus aici din nou pe mână și aici am având un strat mai gros, parcă s-a schimbat mai greu culoarea aici, se vede că s-a schimbat puțin, dar sub nicio formă nu cred că pentru cineva cu o nuanță de ten închis s-ar potrivi. Pe tenul meu nu se mai vede ca crema de soare, crema din aceea de plajă, nu se mai vede ca o cremă cu SPF, adică da, pot să zic că parcă văd că și-a schimbat culoarea, dar da, nu, este foarte lipicios, foarte, foarte lipicios și se simte greu și uleios pe față și da, parcă îmi evidențiază porii, deși am dat primer pentru pori și aici parcă se strânge. Nici nu știu, să mergem mai departe cu machiajul, să continuăm sau să... Hai să vedem cum se aplică celelalte produse pe, așa zisul fond de ten și vorbim după aceea.
decis să mă duc să mă spăl pe față, pentru că nu sunt foarte sigură de acest fond de ten. În sfârșit există pe fața mea ceva mai parfumat decât pudra de la Coty Airspun, by the way, care este extrem de parfumată. Un truc pentru asta este să o lăsați o perioadă să se ducă parfumul. Dacă o lăsați deschisă, nu știu, undeva unde nu e, nu poate să cadă foarte mult praf, dar totuși este ventilat, nu știu, într-un sertar, de exemplu, pe care îl mai deschideți din când în când, o lăsați așa și se mai duce din parfum. Dar da, am ceva mai parfumat pe față decât pudra de la Coty Airspun. Acoperirea acestui, așa zis, fond de ten nu este foarte mare, adică îmi văd pe aici coșulețele și petele și toate cele. Este în continuare foarte lipicios, deși am pus un strat generos de pudră. Nu cred că se adaptează super bine. Eu am norocul că sunt ceva mai deschisă, dar dacă aș fi mai bronzată sau dacă aș avea o nuanță a tenului mai închisă la culoare, cu siguranță nu s-ar potrivi. Cu toate astea, am să fac ceva, ce am zis, și am să caut mai multe clipuri cu fete care l-au testat și au nuanțe diferite de ten, și vi le las în descriere ca să vedeți. Din punctul meu de vedere, este un produs extrem de fishy, extrem de sketchy, pe care nu merită să vă dați banii, chiar dacă nu este foarte scump, și nu merită să vă riscați tenul. Eu v-am zis, acum mă duc și mă spăl și salutare, pentru că nu, din punctul meu de vedere, nu merită ostenelea. A fost fun de încercat așa, pentru clip, pentru a ne juca, pentru a testa, pentru a, nu știu, a încerca un produs mai ciudățel pentru un clip, dar în viața de zi cu zi, dacă nu faceți YouTube și nu vă tentează chestia asta cu testatul produselor ciudate, nu vă băgați, că n-aveți de ce. Există o mulțime de fonduri de ten produse în Europa sau în Statele Unite, sau care sunt mai de încredere decât ăsta. Nu prezintă încredere, în primul rând, din punct de vedere al calității, și în al doilea rând, mirosul este cumplit. Am zis, miroase, știți magazinele alea mici de construcții, cu materiale de construcții, mai sunt, am și eu aici la mine, la țară, am un nene care are tot felul de, din astea de construcții, și are tot felul de chestii și pentru instalații, și pentru instalații electrice, și pentru instalații sanitare și așa mai departe, și are și chestii din plastic, din tot felul de materiale din astea care se fac produse pentru instalații, și există un miros din ăla foarte specific. În magazinele mari de tip Brico Store, Dedeman și așa mai departe, nu simți mirosul ăla pentru că sunt mari și sunt ventilate, dar în magazinele micuțe există un miros specific de, ca de aracet din ăla vechi sau de un plastic așa ars, care circulă. Dacă ați fost prin magazine de genul ăsta micuțe, știți despre ce vorbesc. Exact ăsta este mirosul. Și asta mi-aduce aminte de un reportaj pe care l-am văzut la un moment dat, legat de produse venite din China, produse copiate, făcute în China, sau chiar și produse manufacturate în China, pur și simplu produse originale, dar manufacturate în China, în care se pun foarte multe prostii. Am auzit de praf de oase, de cenușă, tot felul de compuși din ăștia de la benzină, tot felul de ulei de motor au găsit unii într-un glos. Deci nu prezintă încredere pentru mine. Așa că, pe cât posibil, e bine să vă feriți de genul ăsta de produse și mare, mare atenție la ele. Da, mă duc să mă spăl pe față, parcă mă mănâncă față de la el. Nu, e, bineînțeles, e o chestie indusă, nu e ceva clar fizic de la produsul ăsta, dar n-aș vrea să întind prea mult coarda, mai ales că în perioada asta de noiembrie e ușor sensibilizat. Deci, din punctul meu de vedere, nu merită ostenelea, nu vă chinuiți cu el. Pare interesant, pare foarte fun să zici, mamă, îmi iau fond de ten și dacă mă bronzez nu mai am nicio problemă, nu trebuie să-mi schimb nuanța și... Da, în teorie, ideea asta este foarte frumoasă, dar v-am zis, am observat că nu funcționează bine nici măcar cu produse bune, atestate, adică care sunt făcute în Europa, dar aminte cu unele făcute în China. Prin urmare, nu mulțumim, țineți-vă la distanță de produsul ăsta. Mulțumesc dacă v-ați uitat, dați un like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ceau! Așa fie!